Sunt alături de Mihai Albu. Asta era un început bun, sigur va atrage atenția oamenilor. Și mulțumesc că n-ai folosit celebra sintagmă maestru astea. Mulțumesc. În primul rând aș face o precizare. Dacă știm Reiki, Reiki e un substantiv comun, înseamnă energie spirituală. De fapt, noi când vorbim despre Reiki, ne referim la sistemul fondat de Mikao Usui. Teoretic, denumirea lui completă este Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho. Dacă vorbim Reiki, e ca și cum aș zice măr. Și putem să ne referim la energia spirituală din orice sistem spiritual energetic. Suntem împărțiți în... Și atunci, Mikao Usui, să înțelegem că e fondatorul. Fondatorul sistemului, da. Acesta. Acesta. Dar celelalte sisteme de Reiki, care se cheamă altfel, că știm bine că sunt destule de numiri, de ce s-au despărțit? Sau care e diferența, pe scurt, dacă poți să ne spui între ele? Există sisteme care sunt derivate din sistemul lui Mikao Usui și care folosesc Reiki, ca așa au moștenit și pentru că era cunoscut numele de Reiki, și sunt sisteme care nu au nicio treabă cu sistemul lui Mikao Usui, dar folosesc Reiki fie ca marketing, fie ca cum l-am folosit la început, substantiv comun, energie spirituală. Da? Adică, de exemplu, îți dau un exemplu. Karuna Reiki nu este un sistem de a lui Usui Reiki Ryoho, adică din linia lui. Este un sistem fondat de William Lee Rand și niște elevi de-ai lui, care au canalizat, au primit niște simboluri și au luat, să spunem, sau au modificat niște inițieri pe care le aveau dintr-o linie de a lui Mikao, care provenea de la Mikao Usui, și au creat acest Karuna Reiki. Cred că am eu treaba asta, să scot în lumină lucrurile care nu sunt la mod. Probabil că asta e o cruce, una dintre ele, nu știu. Aș vrea să te mai întreb însă, cine ești tu? Un om. Un om care a căutat, s-a căutat, încă se mai caută. Uneori crede că s-a găsit, alteori se îndoiește de asta. Asta mă și ține în mișcare și în căutare și în practică. Dar e adevărat că am avut o perioadă de la 16 ani până pe la 30 ceva, în care am căutat în multe sisteme și am practicat multe lucruri, după care m-am focalizat, să spunem, doar pe vreo 4 aspecte și am insistat mult pe abordarea tradițională a sistemului lui Mikao Usui. Cine e sau ce e Dumnezeu? Pentru mine este starea de pace și de iubire. Esența sistemelor pe care le-am studiat este dată de căutarea unei stări de sănătate decentă, de căutarea stării de pace interioară și de iubire, de acea iubire, acea iubire. Mi-a adus liniște, în general, nu sunt încă neliniștit, mi-a adus pace, în general, mi-a adus o stare de sănătate mai bună, căci de fapt de aici am început. Se spune că pe calea Reiki poți să intri pe 4 porți. Poți să le explorezi pe toate sau poți să mergi doar pe una. Cea mai cunoscută parte a sistemului lui Mikao Usui, așa cum a fost promovat el în Occident de către Hayao Takata, pentru nivelul întâi în general, dar mă rog, s-a răspândit așa pe peste tot, este partea de terapie, de tratament. Da? Dar asta e doar o poartă. Mai poate fi poarta energetică pe care am intrat eu. Făceam multe masaje și simțeam cum pierd energie la nivelul palmelor și am căutat o metodă să-mi crească energia la nivelul palmelor, așa cum înțelegeam eu pe vremea aia, practic asta. Putem să ne tratăm, putem să ne relaxăm, e folosită des ca stress management, putem să-i ajutăm pe ceilalți, putem să avem relații mai bune. Un lucru care nu care se promovează mult în Reiki tradițional, dar nu se promovează în alte sisteme,
decât în foarte puține și astea ieșite recent din Japonia, este practica celor 5 principii, care este... O să ni le zici? Da, este inima spirituală a sistemului. Există mai multe forme de a traduce. Forma foarte scurtă și simplă: astăzi nu mă tem, astăzi nu mă mâni, sunt recunoscător pentru tot, sunt binevoitor față de toți și îmi fac munca. Fără ele, fără practica lor, e ca și cum am practicat doar o parte din sistemul Reiki. E așa cum unii oameni au ajuns să accentueze prea mult valoarea inițierilor în acest sistem. Și aud oameni sau mă sună oameni sau îmi dau mail, vreau și eu să-mi iau inițierile. În primul rând nu ți iei inițierile, ți se oferă de către profesor, ți se conferă. În al doilea rând, o practică, un curs din acesta, să zicem, mai structurat, mai pedagogic, are câte mai multe elemente: reiju, inițierea, sau cum se traduce de fapt a da și a primi spirit, este doar un aspect al cursului respectiv. Avem și denju, transmiterea, avem conectarea cu linia spirituală de inițiere. Chiar dacă e un curs, chiar dacă există un schimb energetic și sub forma banilor, nu e un produs. Nu e ca și cum te duci la raft, are un preț, ai dat banul, l-ai luat. Nu e așa. E totuși o lume spirituală, e totuși un sistem spiritual. Nu pentru că nu am fi demni toți de așa ceva, nu vorbesc despre asta. E vorba despre a utiliza ceea ce ai primit. Pentru că dacă doar îți permiți să cumperi un lucru, dar nu-l folosești, de ce l-ai mai cumpărat? Să fii conștient de calitățile și limitele tale, să ceri ajutorul, să nu te crezi atot puternic și atot știutor și să ai curajul să spui nu știu. Pentru mine un alt criteriu între a discerne între un maestru și cineva care are doar titulatura de maestru este că maestrii pe care i-am întâlnit în viața mea mi-au zis: băi, nu știu asta ce m-ai întrebat acum. Băi, nu știu treaba asta, o să studiez, o să încerc să aflu. Dacă o persoană are răspuns la tot, ceva e ciudat pentru mine, cel puțin. Una la mână. Dacă un maestru, un profesor, un cine vreți voi, guru, cum să o numi, vă spune ce să faceți, cum să faceți, vă dă răspuns la toate întrebările voastre, e ca și cum unui copil mic i-ai lega picioarele și l-ai crește cu picioarele legate. Voi nu veți afla niciodată răspunsul vostru. Trebuie să găsiți și în voi asta. Nu înseamnă că nu avem nevoie de profesor, nu înseamnă că nu avem nevoie de ghid, dar filtrați prin mintea voastră, prin inima voastră, vedeți dacă răspunsul primit se potrivește cu voi sau nu. Că e doar experiența unui om. Poate e un om care a văzut 100 de cazuri, dar puteți să fiți 101 de caz de care nu știe. Un profesor, un maestru poate doar să vă însoțească să vă descoperiți adevărul ăla. Aici e o eroare care se face deseori. Eu n-am nevoie de profesor. Maestru e în mine. E și da și ba. Avem cu toți un maestru în noi, dar e încă mic. E încă un copil. Noi, dacă am fost părăsiți de părinți, de comunitate când eram mici, avem exemplele cu copiii lup sau, în fine, pierduți în junglă. Deși au potențialul la nimeni, n-au ajuns niciodată să devină niște ființe umane întregi. Nici măcar după ce au fost recuperați din junglă și s-a încercat reeducarea lor, n-au atins niciodată nivelul unei ființe umane crescută de mică și îndrumată. Am început un traseu în România în care vreau să scot în evidență orașe cunoscute, dar mai puține cunoscute, de fapt. Mm-hmm. Orașe pe care le ignorăm. Mm-hmm. Pentru că mi-am dat seama, de exemplu, în Pitești. Ai fost vreodată? Da. Eu n-am fost niciodată. Pe lângă Pitești, ani de zile. În Mizil ai fost? Nu. Nici eu. Dar am văzut că ai postat... Da, le-am luat la rând. Zine, ce oraș preferat ai tu în România? În România. Dintre cele mai mari e Sibiu. Unde te simți tu bine, da. Iar așa, dintre cele mai mici, Târgoviște, Câmpina... Mi-au plăcut. Ce drăguț. Da. Am să merg acolo și poate mergem împreună în Sibiu dacă reușim să ne întâlnim, să ne întâmplăm ca și disponibilitate. Îți mulțumesc, Mihai. Cele bune cu tine, Sebastian, și cu voi. Vă mulțumim
Mihai Albu, mulțumim! Salut! Thank you.